Programare în Scratch, partea a 8-a. Blocul la infinit din categoria control repetă de un număr neprecizat de ori execuția secvenței de instrucțiuni din nucleul său. Sarcină de lucru 1. Realizați o animație care să descrie plutirea la infinit și aleatoria personajului Butterfly One, urmărit de la distanță de personajul Butterfly Two. Plutirea la infinit pe o direcție verticală a personajului Hippo One și pe o direcție orizontală a personajului Cloud. Rotirea la infinit în decorul Blue Sky a personajului Sun. Rezolvare. Personajul Hippo One, la infinit, se deplasează pe verticală între două puncte. Personajul Butterfly One, la infinit, plutește cu schimbare de costum și schimbare de culoare de costum. La infinit, personajul Butterfly 2 schimbă costume, schimbă culoarea de costum și, dacă atinge marginea, urmărește personajul Butterfly 1 de la distanță. La infinit, personajul Cloud intră prin partea stângă a scenei și când atinge marginea dreaptă a scenei, revine în punctul de unde a pornit mișcarea sa. La infinit, personajul Soare se rotește sub un unghi de 15 grade și efectuează ajustări de volum. Sarcină de lucru 2. Utilizând blocul la infinit, realizați o animație care descrie o lecție de echitație pentru motanul Scratchy. Personajul Scratchy schimbă doar costume și redă sunetul Movie 2 până la final. La infinit, personajul Princess se deplasează cu 7 grupe de câte 10 pași până când unicornul ei atinge marginea decorului. Codul, scriptul, programul personajului Unicorn One. La infinit, personajul Unicorn 2 pornește sunetul galop, așteaptă 0,1 secunde și schimbă costumul. Decorurile din videoclip sunt încărcate unul după altul, chiar înainte de editarea scripturilor. Tema pentru acasă. Indicați categoriile din care fac parte blocurile din imagine. Blocul când se dă click pe steagul verde aparține categoriei evenimente. Vă mulțumesc!